Neața! Astăzi discutăm despre ceva ce am pe suflet de multă vreme, dar tot am evitat, tot am renunțat la idee, am spus, bă, nu are rost, dar, nu știu, am ajuns la concluzia că cineva trebuie să spună chestiile pe care o să le spun eu aici. Astăzi vorbim despre problemele gigantice pe care le are Fan Curierul. Fan Curierul este liderul curieratului în România. Și când mă refer problemele fanului, mă refer în mod special Timișoara. Pentru că aici stau eu și aici se întâmplă chestiile, din câte aud peste tot, de pe unde primesc pachete, niciunde nu e problemă, decât aici, la acest nivel, să zic așa. Lucrez cu Fan Curierul de multă vreme. În Timișoara n-am avut probleme deloc cât am stat în Timișoara. În schimb, când m-am mutat, au apărut problemele. Și n-au apărut problemele la curier. Curierul mă cunoaște, vine la mine de câteva ori pe săptămână. Deci de fiecare dată când am avut un pachet, mi l-a adus. Însă problemele vin din managementul depozitului central în Timișoara. Vă dați seama că nici nu are rost să încep sau să spun cât de important este pachetul meu pe care îl aștept, pentru că de fiecare dată există cineva care are un pachet mai important pe care îl așteaptă. Dacă eu aștept să-mi ajungă, știu eu ce device sau ce roată pentru ce mașină sau pentru ce motor ca să fac un video, poate cineva așteaptă ceva medicamente care sunt mult mai importante, nu? Deci am spus chestia asta este pentru că nu vreau să vorbesc de problema mea, vreau să vorbesc despre problema generală pentru toți clienții Fan Curier. De regulă, coletele ar trebui să ajungă de pe zi pe alta și în majoritatea cazurilor e așa. Însă, de multe ori se întâmplă că efectiv nu se găsesc coletele în depozit. După cum ziceam, eu cum îl cunosc personal pe curier, în momentul în care nu primesc mesajul dimineața că trebuie să-mi ajungă pachetul sau, de multe ori îl sun. Iar răspunsul pe care mi-l dă de fiecare dată când se întâmplă chestii de genul ăsta este: pachetele n-au fost sortate. Bun, pachetele n-au fost sortate. Ia și sună. Prima dată sun eu. A doua oară sună și cel care a trimis pachetul. Unde e, cum e, cum e, cum e. Eu stau la vreo 35 de km de Timișoara, hai până la depozitul central să luăm pachetul. Când ajungi acolo, pe lângă din 2-3 persoane care sunt acolo, doar una este la ghișeu, stai acolo de îți vine acru. Ați văzut că am mai făcut story-uri din când în când am stat acolo, a fost și când am stat 2 ore și imaginați-vă că după 2 ore mi-a spus că nu găsește pachetul în depozit. Și asta s-a întâmplat de mai multe ori, nu cu 2 ore de stat, dar s-a întâmplat să merg până acolo degeaba și să primesc același răspuns pe care mi l-a dat curierul dimineața: pachetele nu au fost sortate, nu-l găsim. Vreau să mă înțelegeți, nu este vina angajaților, nu este vina doamnelor de la birouri de acolo, nu este vina domnilor de la birouri de acolo, este vina managementului în sine. Mai e câte o doamnă arogantă acolo, dar aia se rezolvă acolo pe loc, nu discutăm despre asta. Eu am lucrat în Germania ca și curier aproape 3 ani. Știu despre ce este vorba, știu cum se mănâncă treaba asta de curierat, știu unde apar problemele de regulă când nu ți ajunge pachetul și, după cum spuneam, este o problemă de management. În momentul în care tu ești liderul curieratului, serviciului ăsta de curierat în România, în țara asta, și atât de mulți clienți, atât de multe companii, atât de multe persoane depind de serviciul tău, tu poți să vii să spui că nu sunt pachetele sortate? Am așteptat 4 zile după un pachet până s-a sortat. Și de unde credeți că izvorăște problema asta, nu? Că nu sunt sortate. Pentru că nu au oameni. Nu au oameni în depozit care să sorteze pachetele. Pentru că așa se, da, cel puțin așa știu, nu vreau să vorbesc vreo prostie, dar din ce am înțeles, pachetele se sortează, după care curierii le iau direct făcute în boxa lor acolo, le iau, le încarcă și pleacă. Așa funcționează. Unde am lucrat eu în Germania nu era așa. Mergeam noi. Curierii, de dimineață de la 5 eram în fața benzii, veneau camioanele, dădeau drumul la toate pachetele pe benzi și eu ca și curier și restul colegilor ne știam fiecare tura, eu aveam 23 de coduri poștale, 23 de sate de fapt, că am avut o tură mai lungă și după o lună, două, deja le înveți pe toate, știi adresele pe din cap. Și când vedeai pachetul tău, îl luai de pe bandă, ți-l aranjai unde știi tu. În modul ăsta ți le aranjai frumos, invers practic cum începeai să le livrezi și așa le încărcai în dubă, era foarte simplu. Dar stăteam noi la bandă. Era de la 5 la 7 sau 8, nu mai țin exact minte. În fine, vreo 2 sau 3 ore stăteam la bandă, îți alegeai toate pachetele, le încărcai. De multe ori le încărcam în timp ce le luam de pe bandă, pentru că deja știam unde vin, știam, le puneam direct în dubă în momentul în care se oprea banda și plecam. Așa era acolo. Aici, din câte am înțeles, nu este așa. Sunt oameni separați care fac sortarea și pe urmă curierul vine și își încarcă pachetele și pleacă cu ele. Dacă nu le are sortate, nu le poate încărca, că nu vă dați seama. Și ne întoarcem la problemă. Tu, ca și lider în acest serviciu în România, nu ești în stare să-ți angajezi 10 oameni la sortare? Sunt curios să văd comentariile. Clar, fanul angajează oamenii.
Dar oamenii nu stau. Și de ce nu stau oamenii? Pentru că probabil pe lângă stres, salariul este foarte mic. Este a treia sau a patra oară când durează câteva zile până pachetele adunate au fost sortate și mi-au întârziat pachete zile întregi. Deci dacă s-a întâmplat odată, părerea mea e că, na, ca și companie așa mare, tu trebuie să înveți din greșeala aia, pentru că, practic, clienții sunt clienți, nu? Cel puțin, da, asta este părerea mea. De acolo îți vin banii și rezolvarea ar fi atât de simplă. Mărește salariul persoanelor de la sortare. Nu trebuie să le dai 1000 de euro în plus, nu? Și sunt o mână de oameni. Nu vorbim despre 200 de oameni, să zici că dacă le dai 300 de lei în plus, se adune niște sume colosale. Nu, sunt o mână de oameni care sortează niște pachete. Dă-le niște salarii atractive, în momentul ăla ai oameni la sortare, pachetele nu-ți mai întârzie, ratingul nu mai e o stea. Și frate, te recomandă lumea, nu? Eu dacă văd că trimit un pachet și nu ajunge și mai trimit unul și nici ăla nu ajunge, bine, ajunge în final, dar na, cu telefoane, cu așteptat 2 ore la, pe hold, cu roboți, cu muzică, pentru că a treia oară nu mai trimit cu tine, nu? Pentru că nu mi se merită stresul și bătaia de cap. Nu? Trimit cu alte companii, care sunt companii mai mici, care știi, băi, îmi ajunge pachetul. Deci în Timișoara, pentru că, na, repet, despre Timișoara, vorbim despre Fancurier Timișoara, este o problemă gravă în management acolo. Deci o persoană din management nu își face jobul cum trebuie acolo. Sunt conștient că în orice business cheltuielile trebuie să fie cât mai sub control, nu? Însă mărirea salariului muncitorului care îți aduce beneficii și profit, eu nu o văd ca o cheltuială, eu o văd ca o investiție. Întârzieri se întâmplă, greșeli se fac, e omenește și trebuie trecute cu vederea pentru că toată lumea le face. Dar aici discutăm despre alte chestii și discutăm despre greșeli intenționate, cum ar veni, care afectează atât de multă lume pe lângă, nu? Că nu e vorba despre mine, după cum am spus. M-am dat pe mine ca exemplu pentru că despre mine știu și de mine pot povesti. Însă, imaginați-vă că este vorba despre toată zona aici. În momentul în care pachetele nu sunt sortate ce vin din camioane în depou, clar că nu-și primește pachetul nici X, nici toată Timișoara, nici satele de pe lângă, pentru că nu avem oameni și nu sortate pachetele. Și atunci oamenii merg acolo la depozit, se ceartă cu doamnele de acolo care nu e vina lor și vă dați seama că nici lor nu le convine și iese ratingul ăla care, bă, nu o trimite cu fan, că, mă înțelegeți? Sper din tot sufletul ca cineva din managementul fanului, cineva de sus să vadă acest video și, nu știu, să se schimbe ceva pentru că nu e ok. Deci nu e ok ca să se întâmple tot la o lună, două, trei luni, să stai câteva zile bune după pachete pentru că oamenii pleacă din depozit și nu aveți oameni la sortare. Vin eu și le sortez eu. Măcar să-mi iau pachetul dacă am nevoie de el în ziua aia, nu? Clipul ăsta nu este un diss la adresa fanului, nu pentru asta l-am făcut. După cum am menționat mai devreme, vreau ca să se facă o schimbare, ca cineva, ca persoana potrivită să vadă videoul și să sperăm că se va face o schimbare. Muncitorii merg la lucru pentru bani, nu merg de plăcere să sorteze pachetele mele. Așa că dacă banul nu îl primește, evident nu o să stea la lucru, pentru că e normal și eu am făcut la fel. Și tu faci la fel și toți facem la fel. Sunt făcute facultăți și așa mai departe pentru simțul afacerii, dar aparent rezultatele nu se văd. Flexibilitatea aduce rezultate în contabilitate. Este un joc pe termen foarte lung, curieratul ăsta, și nu trebuie să te gândești acum, pierdem asta acum. Trebuie să te gândești ce câștigi de acum încolo. Așa văd eu lucrurile, însă ce știu eu, că sunt doar un vlogger. Dar să sperăm la bine, să sperăm că problemele se vor rezolva. De regulă se rezolvă cu timpul, pentru că timpul le rezolvă toate, dar până atunci mi-am luat piatra asta de pe inimă, de pe suflet. Am încercat să o fac cât mai on point și cât mai la subiect posibil, să fiu cât mai controlat în ceea ce spun, pentru că, după cum am spus, nu vreau să jignesc sau să spun prostii sau să fac dis pentru chestiile astea. Dar trebuie ceva făcut, trebuie o schimbare, pentru că nu se merge în direcția potrivită. Ăsta a fost videoul, vă doresc o zi perfectă și ne vedem în următorul. Pa, pa!